Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vorbim despre căței și pisici, în general de animale de companie, despre mâncarea lor, despre alimentația lor, despre cum ne păcălesc ei ca să le dăm cât mai multă mâncare și cât mai multe feluri. Dacă vă place acest clip, nu uitați să-mi dați un like, să vă abonați și să-mi lăsați un comentariu și haideți să începem. După cum vedeți, prieteni, aici avem mai multe feluri de mâncare pentru căței. Astea sunt doar, aici sunt biscuiți. Astea sunt doar, cum s-ar zice, gustările lor. Aici avem plicuri. Mai avem două plicuri care sunt aruncat. Haideți să vorbim un pic despre cățeluși. Aici este Kiki cu noi, nu știu dacă o vedeți așa de bine. De ce alegem noi să dăm atâta mâncare și atâta feluri de mâncare la cățeluși, când de fapt cățelușii nu au nevoie de atâta feluri de mâncare, doar că ei ne păcălesc pe noi? De fiecare dată avem tendința, când mergem la magazin, să cumpărăm ceva în plus față de ce le dăm la căței, să le dăm altceva. Asta nu-i place, atunci îi dăm altul. Și uitați, așa se adună o cantitate destul de mare de mâncare, care de fapt nu ar trebui să fie la noi acasă atâta mâncare pentru căței sau pisici în general, pentru că câinii și pisicile n-au nevoie de atâtea feluri de mâncare cum avem noi, de exemplu, azi mâncăm un fel, mâine altul, poi mâine altul. Câinii și pisicile au nevoie doar de mâncarea lor de bază și cel mai indicat ar fi să le dăm bobițe, nu din acesta, pentru că astea sunt făcute din toate resturile, nu zic și bobițele, dar sunt și firme de bobițe care sunt foarte bune, ca și conservele. Eu conserve dau la căței în principiu cam o dată pe săptămână, nu le dau atât de des, dar tot timpul iau ca să fie acasă. Și biscuiți, cum vedeți aici, biscuiți din ăștia le cam dăm, că astea le folosim sub formă de recompensă și cel mai mult le plac pliculețele. Cum alegem hrana pentru câini? Pentru că aici există o problemă, mergem în marketuri sau în pet shop-uri, că acum mai nou este și la noi la mall-uri și peste tot pet shop-uri, adică magazine speciale pentru animale, în special animale de companie, unde acolo găsim extrem de multe produse de câini și în marketuri iară și de pisici. Trebuie să ne uităm un pic și să citim pe etichete, nu trebuie să luăm mâncare care zice, mă, asta e scumpă, e bună. Nu tot ce e scump este bun, este și mâncare mai așa, nu chiar ieftină cu 2 lei kilo, dar este și mâncare care nu e atât de scumpă, dar este poate mult mai bună decât cea scumpă. Cum v-aș recomanda eu să luați mâncare la câini, foarte simplu. Faceți cum am făcut și eu, aici vă zic, ora, mergeți la medicul veterinar și vorbiți cu medicul veterinar cel mai bine și medicul veterinar vă recomandă un anumit fel de mâncare sau vă pune la alegere mai multe feluri de mâncare, cum a făcut și cu noi. Și atunci puteți să alegeți din acele feluri de mâncare care le mănâncă cățelul sau care sunt cele mai potrivite pentru bugetul dumneavoastră. Noi așa am făcut, pentru că și noi am avut multe probleme cu câinii, că am cumpărat mâncare și nu mâncau. Acum avem un singur fel de mâncare care le dăm, de bobițe. V-am spus că bobițele este baza la câinii noștri. Și așa le mai dăm suplimentar doză, dar nu le dăm în cantități mari, o dată pe săptămână maxim. Și Pepsi pui, pleacă de acolo. Și așa ar fi cel mai bine, pentru că așa se adună mâncare acasă multă, care nu mai știm ce să facem cu ea și ne batem capul cu cățeloșii noștri sau pisicuțele noastre nu mănâncă. De ce tot timpul le dăm mâncare ce nu trebuie? Mâncare care nu-i bună, mâncare care nu-i sănătoasă pentru câini. Mâncărurile care sunt bune și sunt sănătoase pentru noi, pentru animalele noastre de companie, le face rău? Le distruge? Le îmbolnăvește ficatul și în scurt timp poate să moară? O să fac și un videoclip special pentru această problemă, ce avem voie să dăm la câini și pisici de mâncare și ce nu avem voie să dăm. O să fac un videoclip special și o să facem și un story unde o să vorbesc de
pisicuța mea care s-a îmbolnăvit și, din păcate, trebuia să o adorm. Deci, unde am rămas, prieteni? Să avem grijă, dar mare grijă cu mâncarea. Ei oricum ne păcălesc, când noi ne punem să mâncăm, fac fața aia și cerșesc și atunci avem, tot timpul avem impresia să le dăm ceva de mâncare ce mâncăm noi, dar nu este destul de bună, nu este bine pentru ei. Deci nu este bine pentru ei să le dăm orice de mâncare și, cum am mai spus, cel mai bine stați de vorbă cu medicul dumneavoastră veterinar și el vă sfătuie ce puteți să faceți ca să mănânce câinele mâncarea care o recomandă. Eu mai fac sau mai fac cu pliculețe sau cu conservă, pun peste bobițe, că și nici a mei la un moment dat nu le mai place, pentru că normal, văd că primesc tot timpul altceva și atunci și ce stau plumând și atunci am vine altceva de mâncare față de ce am eu și acea mâncare este mult mai bună. Și cam așa ne păcălesc ei pe noi. Eu acum am descoperit o mâncare care este foarte bună și eu mănâncă destul de bine și o să fac un clip zilele următoare ca să vă arăt și vouă ce mâncare dau eu la cățelușii noștri. Ce să mai spunem despre mâncare, alimentația la câini, trebuie să fie în funcție de ce câini avem noi, de mișcarea care o face câinele sau pisica noastră, dacă e sterilizat sau nu, deci mâncarea trebuie să diferă în funcție de vârsta câinelui, dacă avem câine sau pui de mâță sau cățeluș, atunci trebuie să îi dăm mâncare specială pentru pui, dacă este adult, pentru adult. Mâncarea pentru pui nu-i bine să o dăm la câinii adulți, pentru că, în general, toate mâncărurile pentru pui de câine conține foarte mult... Nu vine acum, am un gol din asta de memorie, un lapsus. Foarte multă proteină, așa, e cuvântul perfect, și conțin foarte multă proteină și atunci nu este bine să dăm la un câine... La un câine adult să-i dăm așa multă mâncare de cățel, de pui, pentru că este cu prea multă proteină și nici dacă dăm la pui de câine sau de pisică să până la anumită vârstă, până la un an, mâncare de câini de adult, pentru că nu este bine pentru ei, trebuie să avem grijă la mai multe chestii. O să facem un videoclip special dacă vreți pentru lucrurile astea, dacă prea tare mâncarea sau prea mari boabele și se chinie câinii, pisica și deformează dantura și o să aibă probleme pe parcurs. Mai trebuie să le dăm și ceva pentru dinți sau să-i curățăm dinții. O să vină și pe parcurs aceste lucruri. Cam trebuie să avem grijă, prieteni, că am deviat un pic de la subiectul cu alimentația. Aceste chestii eu le dau acum la Cora în principiu, pentru că e o problemă mai așa cu Cora și are nevoie de altfel de mâncare. Trebuie să avem mare grijă, pentru că ei oricum sunt pofticioși și ei au oricum intenția tot timpul de a ne cerși și oricum iau mâncarea care sau tot ce vor de la noi, pentru că așa suntem noi, le dăm tot timpul ce vor. Cora! Cora, du-te de aici! O să mai revin cu mai multe clipuri pe parcurs despre căței, pisici și ce putem să le dăm de mâncare, ce bine să le dăm, ce nu este bine să le dăm, dar în principiu nu trebuie să facem acasă un depozit mare de mâncare pentru animale, cât mai multe feluri, pentru că este dovedit științific că câinii și pisicile n-au nevoie de mai multe feluri de mâncare sau schimbată mâncarea în permanență, cum avem noi oamenii. Cred că ați observat și dumneavoastră, când e perioada de iarnă, câinii, pisicile mănâncă mult mai mult, atunci se îngrașă și atunci mănâncă mult mai mult, pentru că nu mai au activitatea care o au acum pe timpul verii. Vara de obicei este problemă cu câinii, pentru că mai ales dacă stau la curte nu mai au chef să mănânce, pentru că fug, aleargă, se joacă, e căldura care îi zăpăcește și atunci îi mâncă ori dimineața, ori așa ciugulesc un pic peste zi sau seara, deci nu trebuie să vă faceți griji dacă vedeți că câinele dumneavoastră nu mai mănâncă
așa mult sau așa de bine cum mânca înainte, pentru că e și vremea, e și căldura. Tot timpul câinii noștri iarna se îngrașă, ca noi oamenii de obicei că stăm, și iarna atunci vara încep să slăbească, pentru că nu mai prea mănâncă așa bine cum ar trebui, că nu mai mănâncă, că au alte activități, că fug, că umblă, că mai multe lucruri. Deci părerea mea ar fi numai încercat să schimbați felurile la mâncare, încercat să-i face să mănânce ce trebuie ei să mănânce, iară vitocora, ce ar trebui, ar trebui să facem cumva să le dăm ce trebuie ei să mănânce, ce au ei nevoie să mănânce, și mâncarea adecvată pentru fiecare câine în parte. Acum nu zic dacă aveți 4-5 câini sau 3 câini cum avem noi, și Kiki cătăra pui, aveam grijă să punem mâncare de pui separat de ea, dar tot de Pepsi și Cora, dar tot mai mâncau, deci nu puteai să-i pui neapărat separat. Sau acum avem rasă de Beagle, luăm mâncare specială pentru Beagle sau specială pentru Cora, că e Vizsla, sau specială pentru Kiki. Deci căutați așa cumva să luați mâncare care să poată să mănânce toți câinii care îi aveți, depinde acum ce rasă îi aveți, că dacă aveți un chihuahua și aveți un câine de tale mare sau medie, atunci nu se mai potrivește mâncarea, trebuie să luați separat. Și nu trebuie să ne luăm după pozele care le vedem în magazine. De exemplu, aici avem un câine, nu trebuie să zice asta e pentru rasa noastră și din asta o să iau, sau aici. Pentru că pozele astea care sunt pe etichetă sunt doar pentru a fi o poză, pentru a fi prezentat produsul, deci nu are absolut nicio treabă cu rasa câinelui. Doar bobițele sau hrana specială care atunci scrie cu ele pentru ce câini sunt bune, și cam asta ar fi. O să revin cu clipuri mai speciale așa despre câini, despre alimentație. O să facem și un clip cu ce dau eu de mâncare la câini. Am descoperit acum un produs care îl folosim de aproape un an, cred că un an dacă nu mai bine, bobițe, care este foarte bun și chiar aș vrea să vă spun și vouă să știți despre el dacă în caz că vreți. Este nou în România, nu este de mult timp, dar este foarte bun. O să vă arăt zilele astea, o să facem un clip special pentru asta. O să încerc să filmez și cu căței cât mai des, pentru că știu că vă plac și căței. Pisicuțe deocamdată nu avem. Coradul zici. Pisicuțe deocamdată nu avem pentru că nu ne-am luat. Am vrut să luăm pisicuțe, dar n-am mai luat pentru că am zis că nu-i momentul, încă mai așteptăm un pic. Câinii noștri nu prea s-a obișnuit cu pisicuțe și noi am avut o pisică la care am ținut foarte mult, o pisicuță Crisi, care a murit, cum v-a zis, la început, am adormit-o, am avut pisicuța în Germania cât am stat la apartament. Mi-aș fi dorit foarte mult să putem să o luăm cu noi, dar din păcate n-am mai putut, era cam bolnăvit, era destul și de bătrânică, am luat-o noi mai în vârstă. O să facem un videoclip special ca să vă spun despre pisicuță. A fost o pisică extraordinară. Am mai pus filmulețe scurte și pe internet despre pisica, cum am plimbat-o în Germania alesă. A fost o pisică minunată. Sper că v-a plăcut acest clip pe care eu l-am făcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un comentariu. Și nu uitați că abonarea este gratis, așa că hai să ne abonăm. Dacă vreți să dați un share, să distribuiți, puteți să faceți, pentru că mă ajută și pe mine să urc un pic comunitatea frumoasă pe care noi am creat-o împreună. Sper că v-a plăcut clipul care l-am făcut pentru voi, sper că cât de cât sau un pic așa v-a ajutat. O să mai revin și zilele astea cu clipuri speciale cu cățelușii. După cum vedeți, Kiki s-a pus frumos aici, Cora o spionează. E un agent Bond sub acoperire în plan de câine. Și noi o să mai ne vedem zilele astea. Aveți grijă de voi, prieteni dragi. Vă salut cu respect. Numai bine. Ceau, fă și clubuța. Ceau. Pa. Kiki.
Chichi, e ca o lipitoare. Lipitoare noastră, Chichi. Lipitoare.